Ce este mai important? Condițiile de muncă pentru muncitorii dintr-o fabrică sau binele colectiv al țărilor europene? Dacă este să lăsăm Uniunea Europeană să răspundă, a doua variantă este cea corectă. O nouă legislație propusă de Comisia Europeană ar putea duce la dispariția dreptului la grevă pe timp de urgențe sau crize. Mecanismul se numește instrumentul de urgență pentru piața unică și se bazează pe faptul că o grevă poate împiedica circulația bunurilor pe piața internă. Sindicatele se opun măsurii și dau un exemplu din pandemie. Angajații din supermarketurile olandeze și asistentele din căminele poloneze au făcut grevă ca să li se garanteze condiții sigure de muncă. Tot de pandemie, amintește și Comisarul European pentru piața internă. We reach maximum crisis such as an earthquake where key factories have to close down for various reasons. It's up to member states to raise the alarm and to launch this procedure. Fragmentation can be fatal to the single market, and that's why this risk of fragmentation is the highest. We've been through that with queues at the borders being closed. That really can be fatal. O fi spus așa, o grevă poate împiedica libera circulație a mărfurilor pe piața internă a Uniunii Europene, dar grevele au mai multe dezavantaje decât ai spus tu mai devreme și de asta cumva susțin ideea Uniunii de a renunța sau a îndepărta ideea de sau accentul pus pe greve, pentru că grevele, oricât de pașnice ar începe, nu știu unde o dau, cât de departe merg. Cât de departe merg oamenii, cât de departe merg cei care ies să protesteze în stradă, da? Știm că foarte multe s-au încheiat cu violență, violență fizică, foarte multe persoane au ieșit accidentate, bătute, multe injurii și chiar moarte. Sunt mulți oameni nevinovați care au murit. Alții și-au pierdut mașinile, și-au pierdut casele, au incendiat magazine. Deci ideea asta de grevă, din punctul meu de vedere, în secolul 21, în secolul vitezei, în secolul în care noi ne considerăm dezvoltați tehnologic, cred că ar trebui să dispară ușor, ușor. Consider că am putea să colaborăm, să comunicăm altfel decât prin scandări, prin atacuri, și nu sunt atacuri fine, prin violența asta exagerată. Păi stai un pic, nu pot să consider că este un argument de care să țină cont cineva faptul că au murit oameni la anumite greve și nu facem grevă, da? Mor oameni și în accidente de mașini, este celebru exemplu la orice poți să spui când e vorba de moartea unui om, dar mor foarte mulți oameni în accidente de mașini, nu s-au interzis mașinile niciodată. Comparația ta, din punctul meu de vedere, nu este valabilă, pentru că acolo, într-un accident de mașină, cumva nu e voit, păi, dar nu vrei să omori. Cumva greva se face ca să omori oameni. Greva este, cuprinde, da, conține un grup de indivizi, dintre indivizii ăștia, pot fi și unii care instigă, care vor violență, care vor bătaie, care se duc acolo să răbufnească, să scoată din ei tot ce au mai rău și chiar să lovească. Și tocmai de asta se ajunge departe, că nu toți oamenii care participă la o grevă sunt recalcitranți și vor să se bată. Nu, dar unii dintre ei sunt provocatori și astfel ajung la astfel de situații tragice. Ajung, eu zic că este periculos dacă luăm această critică, da, această idee că nu poți să faci un lucru pentru că mor oameni din cauza unor minorități. Este catastrofal dacă blochezi orice lucru din acest punct de vedere. Însă, revenind la grevă, pe care eu o consider importantă. Uite, vom vorbi și astăzi aici, vorbim tot mai mult și vedem tot mai mult și în Europa despre săptămâna de lucru de 4 zile. Acum este de 5. Înainte să cadă Ceaușescu, săptămâna de lucru și de școală era de 6 zile. Țin minte și nu o să uit toată viața când a venit tata acasă. Ne-a zis că revoluția, faptul că a picat Ceaușescu, aduce două lucruri noi. Nu mai spunem tovarășa învățătoare, spunem doamna învățătoare, ceea ce mi s-a vărut în prima, în fine. Și apoi că nu mai mergem la școală sâmbătă, ci doar de luni până vineri, ceea ce mi s-a părut absolut fabulos. A fost prima veste bună și m-am bucurat atunci că a picat Ceaușescu. Știi? Se muncea 6 zile. Cândva se muncea și 7 zile. Foarte greu oamenii au reușit să obțină drepturi drepturi pentru ei, ce mai bune. Până la urmă, drepturi fundamentale pentru ei și le-au obținut prin astfel de chestiuni, adică prin greve, chiar cu sacrificii. Da, uite, dacă este să se întâmple lucruri bune și utile în lume, se întâmplă și prin sacrificii. Și dacă este cineva care pierde pentru moment, cu siguranță că asta se poate întâmpla. Însă, pe viitor, pentru un viitor bun, ai nevoie și de astfel de lucruri. Pe de altă parte, poți să afli că ești într-o contradicție, da, cu
nu neapărat cu patronatul, cu ideea patronatului dintr-o epocă anume. Și atunci, pentru chestia asta, trebuie să se schimbe ceva peste tot, da? În lume. Trebuie să fie mai mulți oameni atenți. Nu că se duce, are o problemă cineva și se duce la resurse umane și rezolvă lui problema sau îi mărește puțin salariul. Asta este o chestie de moment. Lucrurile fundamentale trebuie gândite pentru mase, pentru mulți. Dacă sunt mulți mulțumiți, cu siguranță că aia e bine. Eu mă tem că toți cei care participă la greve nu-și dau seama ce efecte devastatoare și asupra economiei pot avea aceste greve. Dacă ne gândim și la companii, nu au de pierdut. De fapt, au toți de pierdut și prea puțin de câștigat. Pierde și compania, pierde din credibilitate, pierde din productivitate. Dacă în momentul în care se desfășoară o grevă, practic producția, productivitatea scade, eficiența, angajații nu mai muncesc, da? Pentru că ei sunt ocupați cu greva, asta odată pierde din angajații, își pierd din bani. În momentul în care ei au participat și participă constant la greve, pierd și ei din bani, deci se pierde pe bandă rulantă. Pe de altă parte, pierd și clienți. Și cu ocazia asta, angajatorul chiar poate avea de suferit, poate ajunge chiar în faliment în momentul în care angajații se răzbună cu toții pe. Asta odată. În al doilea rând, suntem într-o societate în care putem să discutăm. Dacă nu ne convine un contract, îl întrerupem și aia este. Niciun angajat nu este de neînlocuit, cum niciun angajator nu este de neînlocuit. Practic putem fi cu toții înlocuiți, putem, avem o gamă largă, varietate de alegeri, piața este foarte mare, vedem cât de ușor și cu câtă flexibilitate ne schimbăm locurile de muncă. Odată cu pandemia, poate că au fost și câteva efecte benefice în această pandemie, că angajații și-au dat seama că nu sunt sudați de locurile alea de muncă și că pot fi mai flexibili și se pot muta de pe un departament pe un altul sau chiar pe un alt domeniu și pot schimba domeniul, pot învăța. Așa că de ce să recurgi la greve să-ți faci rău și ție? Atenție, Mihaela, pentru că tu mergi doar pe o chestie strict legată de muncă. Ei nu se referă doar la așa ceva, da? Și aș vrea să mergem și la o chestiune legată de psihologie, motiv pentru care îl avem alături de noi pe Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Discutăm aici despre această idee a Comisiei Europene de a nu mai permite grevele în perioade de crize sau de urgențe. Și evident că această chestiune vine acum după acești 2-3 ani de pandemie plus, ia uite, și această criză economică, nu mai vorbim de război, în care oamenii au renunțat treptat, cu sau fără voia lor, la anumite libertăți. Credeți că aceste lucruri îi pot, aceste situații grele până la urmă, pot sili pe oameni să renunțe la drepturi de dragul unui bine în care cred, pe care îl oferă niște instituții, sau este periculoasă această cedare? Până la urmă, dacă nu faci grevă când ți-e greu, o faci când ți-e bine, ce înseamnă asta? Da, nu știam de această preocupare, nu știu la ce nivel este. Da, cu siguranță eu totdeauna sunt împotriva restrângerii unor drepturi. Sigur că pot să fie situații excepționale, catastrofale, în care ești forțat să faci acest lucru. Deocamdată nu există o astfel de situație, chiar dacă noi o anticipăm, ne așteptăm la ea, dar nu este implementată. Și a restrânge un astfel de drept, eu nu cred că este bine, mai ales că știm, fiindcă m-ați întrebat ca psiholog, că dacă blochezi și vrei să stopezi anumite comportamente prin mecanismul de supresie, practic acel comportament se întoarce înapoi, mai puternic, mai frecvent, mai intens, deci nu faci mare lucru. Cel mai bine ar fi, sigur, să mergi pe elementul de educație, să încerci să promovezi ideea de grevă pentru un bine comun, atât al angajatului cât și al angajatorului, că degeaba câștigă angajatul prin grevă pe următoarele 3 luni și compania se prăbușește după aceea. Deci, altfel spus, sigur, sunt multe lucruri de discutat aici, nu știam de această tendință, eu nu sunt pentru a suprima comportamente și drepturi, ci pentru a le dirija, pentru a le educa într-o logică de asta win-win. Și nu cred că suntem în faza asta, în această situație. Cumva omenirea, de fapt aici vorbim despre Uniunea Europeană, și-a dat seama că pretențiile unui grup, mai mic sau mai mare, nu știu, practic pot afecta un lanț întreg de categorii. Când mă gândeam acum la faptul că nu mai vor să fie grevă în timpul crizelor. Din punctul meu de vedere, dacă este criză la nivel național, în lume, în Europa,
o grevă a oamenilor, un protest amplu al oamenilor ar îngreuna situația, nu ar ușura situația sau situația autorităților, astfel încât ar trebui să se împartă și asupra oamenilor care fac grevă și asupra problemelor actuale. Bun, în primul rând trebuie văzut, repet, în ce situație se face lucrul ăsta, care e situația de criză. Uneori sunt crize în care într-adevăr restrângi drepturile pentru a putea trece cu bine peste criză, dar este foarte important că restrângi drepturi să arăți cum acest lucru ajută ca să ieșim împreună din criză. Sunt însă și o serie de crize în care protestele sunt foarte bune, fiindcă schimbă paradigma și te poți scoate din criză, dar sigur, pe valul unor schimbări majore, inclusiv la vârf. Deci, altfel spus, lucrurile sunt nuanțate. Depinde de situația de criză, depinde ce drepturi vrei să restrângi, depinde cum justifici acea restrângere și în funcție de asta trebuie să iei decizia cea mai bună. Nu știam, repet, nu știam, acum am aflat de la voi că se discută acest lucru, dar comentariul meu ar fi fost acela și dacă știam. Ați atins o temă pe care aș vrea să o dezbatem poate mai adânc. În timpul anumitor greve, fiind și multă afecțiune psihologică, de fapt, implicată, că ceva te face să ieși din casă, să mergi până la urmă chiar la bătaie, cum se ajunge în multe cazuri, au loc și foarte multe descărcări sociale. Credeți că grevele au și acest avantaj că se adună oameni, își plâng oful, apoi primesc o promisiune sau un avantaj, indiferent cum s-ar întâmpla, și apoi sunt cumva împliniți că, dom'le, mi-am zis oful, m-am rezolvat, mi-am făcut treaba, va fi mai bine? Da, există. Există și acest mecanism, mai ales în cazul acelor greve spontane, ca să le spun așa. Și sigur, și cele planificate au această funcție psihologică, numai că cele planificate de obicei merg mai departe. Nu se mulțumesc cu această, să spunem, echilibrare sau reducerea tensiunii psihologice, ci probabil vor merge mai departe cu obținerea unor drepturi efective. Cele spontane s-ar putea să fie sau să se oprească și la o descărcare emoțională, dar repet, cele planificate de obicei tind să meargă mai departe. Dar cu siguranță, ca să vă răspund direct, au și această funcție. În momentul în care vorbim aici, că eu am discutat și despre greva, ce efect ar putea să aibă, efect economic, dar devastator uneori asupra companiilor. A spus mai devreme despre antreprenori. Eu acum intru în corpul unui angajat care vrea să înceapă o grevă. Oare el nu se gândește că dacă ar fi în locul unui angajator, lui nu i-ar plăcea să pățească asta? Adică angajatorul are de pierdut pe bandă rulantă în momentul în care se revoltă angajații lui. Bun, angajații se pot revolta, de aceea este important să se întâlnească, fiindcă angajatul prin grevă vrea să comunice o nemulțumire profundă și anumite cerințe. De aceea este important ca angajatorul să se întâlnească, să discute, ca să înțeleagă care sunt problemele, să discute foarte deschis și clar ce poate oferi, ce nu poate oferi și ce consecințe pot avea îndeplinirea cererilor pe care le-au angajați. Fiindcă de foarte multe ori angajații au această idee. Angajatorul are mai multe resurse, are profit mare, nu întoarce suficient către angajați și către companie. Și atunci, de foarte multe ori, când după o astfel de grevă descoperi în timpul discuțiilor cu cei care conduc compania, că uite, ăștia sunt banii care au fost câștigați, uite în ce am investit, uite ce avem, uite dacă dăm ceea ce cer, ce înseamnă pe anul viitor și la ce risc punem compania, sunt mult mai înțelegători. Deci, altfel spus, elementul de discuție și de negociere este fundamental. Greva este doar un semnal că ceva nu merge bine. Nu amâna lucrurile, nu lăsa să se desfășoare nu știu cât timp, întâlnește-te imediat. Dacă este grevă astăzi te întâlnești cu ei sau mâine și discutați lucrurile. Altfel, repet, dacă fiecare se poziționează pe propria poziție și nu vrea să vadă lucrurile și din cealaltă perspectivă, într-adevăr, lucrurile pot să meargă într-o direcție proastă pentru companie, cu consecințe negative și pentru angajat și pentru angajator. Domnule David, un minut aș îndrăzni să vă mai țin. Da, aș vrea să vă întreb dacă, evident, această inițiativă va fi primită, evident, cu rezerve, mai ales pentru că se spune că dacă va fi criză, va fi rău, nu ai voie să faci grevă. Nu cumva, ca să ducem, nu se poate să ne ajungem și în teoria conspirației, da? Nu se poate să te gândești că, domnilor, poate ăștia vor să fie rău tot timpul, că le va conveni în felul acesta. Bun, în primul rând, fac o predicție. Eu nu cred că se va întâmpla asta în țările Uniunii Europene.
Poate că sunt, repet, o să mă uit după această discuție și o să văd de unde a apărut, din ce zone, dacă sunt zone cu credibilitate, cu forță în a impune astfel de decizii la nivelul Uniunii Europene. Mă îndoiesc că un stat democratic ar propune acest lucru în condițiile în care, sigur, nu este vorba despre o criză care poate să prăbușească statele și sau construcții, gen Uniunea Europeană și așa mai departe. Așa că eu nu mă tem că se va implementa, cel puțin pe baza datelor pe care le avem astăzi. Am văzut că marile țări spun că, ok, va fi greu de trecut peste iarnă, dar o să trecem. Și-au făcut stocuri de combustibil, își caută energie în diverse zone. Oamenii spun, va fi greu, dar suntem pregătiți să trecem. N-am auzit ideea că se vor prăbuși statele, se vor prăbuși sistemele și atunci acționăm cu blocarea unor drepturi, cum este dreptul la grevă. Mulțumim foarte mult, domnule David. Vă mai așteptăm aici cu alte ocazii. Cu toate astea, eu zic că și grevele trebuie luate cu lingurița așa și gustate puțin câte puțin. Îți dau un exemplu ce s-a întâmplat chiar în luna aceasta, în luna septembrie. Două companii aeriene au intrat în grevă, vorbesc despre Lufthansa, pe 1 septembrie, când 130.000 de pasageri au avut de suferit din cauza zborurilor anulate. Ulterior, pe 15 septembrie, Ryanair a anunțat la fel că 400 de zboruri sunt anulate și practic 80.000 de pasageri au rămas fără bilet de avion, fără călătorie. Și asta ce înseamnă? Eu, ca pasager, am de suferit din cauza unor greve ale unor piloți sau personal, dar eu nu am nicio vină. De asta zic că o grevă are mai multe ramuri și face, de fapt, suferă mult mai mulți din cauza lor față de cât se câștigă din asta. Ok, piloții poate câștigă cât au cerut cei de la Lufthansa, 5,5 mai mult la salariu, la sută mai mult la salariu, dar cei care au rămas fără bani, au pierdut timp, probabil că, nu știu, aveau un eveniment important, orice eveniment, da, practic în momentul în care îți planifici o călătorie, da, e totul acolo planificat. Din cauza unor piloți care vor salariile mai mari, bam, ți se strică ție toate planurile. Nu e vina mea. La fel cum s-a întâmplat și cu la metrou aici, la noi, în București. În momentul în care au intrat în grevă, traficul a fost imposibil în București. Nu că nu e imposibil în fiecare zi, dar a fost și mai imposibil decât este imposibil. Eu vreau să te duc într-o altă lume, în lumea literelor. Trece de la un profesor universitar la altul, doar că mergem acum la Universitatea București, la domnul Caius Dobrescu. Domnule profesor, sunteți om de litere, ați văzut în literatura comunistă, de exemplu, celebrele cazuri ale unor rebeli, cum Vasile Roaită, de exemplu, scandalul Grivița. Și este privitorul, cititorul, urmăritorul mai fermecat de astfel de personaje rebele? Până la urmă avem în istorie iarăși foarte adulat de mulțimi Spartacus sau, nu știu, Tudor Vladimirescu, revoluționar. De unde acest farmec? Haiducii, de exemplu, sunt de asemenea și ei foarte apreciați din acest punct de vedere. Pasiunea pentru băieții răi, cum este, de ce este ea folosită în literatură și în artă în general? Da, eu nu știu câți au scris despre Vasile Roaită, poate or fi. A scris mai mult de către istorici care au descoperit că, din câte știu, era informator al poliției, de fapt, nu? Și a fost creat ca mită propaganda comunistă. Dar, bun, întrebarea dumneavoastră are legătură cu ce s-a discutat aici, fiindcă greva și greva generală este un mit care a fost lansat de anarhiști în lumea europeană, da? Marele mit al grevei generale. Greva a apărut ca un fel de expresie a unui război civil, da? În mod evident, radicalii de stânga, marxiști, nemarxiști, paramarxiști, imaginau că nu pot să progreseze decât printr-o mare dramă, tragedie, că trebuie să curgă sânge, orice ar fi. Și probabil că mulți sunt impresionați de soluțiile radicale, nu? Cei care spun să piară universul, dar să fie dreptată. Nu? Ori genul ăsta de retorică nu cred că a supraviețuit foarte mult în mințile și în inimile locale. Românii nu prea au așa mari exaltări pentru idei, nu sunt cunoscuți pentru chestia asta. Dar, sigur, în Occident chestia asta există, mitizarea grevei. Și lupta cosmică între proletarul înlănțuit și capitalistul veros,
Chiar dacă societatea s-a schimbat radical de pe vremea conflictelor de muncă așa clasice. Poate că e un moment în care am putea pune de acord imaginarul cu realitatea. Mă gândesc că tocmai spunea și noastră mai înainte, o societate în care avem posibilitatea să discutăm, să ne avertizăm unii pe alții și să ne comportăm ca niște parteneri articulați și raționali. Pentru că dreptul, vreau să spun că dreptul la grevă nu există peste tot în toate țările Uniunii Europene, că noi suntem mari beneficiari ai acestui drept, el e înscris și în Constituție, nu? Sindicatele la noi sunt instituții importante. Vedeți un paradox, în Polonia, unde sindicatele au luptat, acolo chiar au fost sacrificii ca să răstoarne comunismul, după căderea comunismului, au fost foarte cooperante, au acceptat o felul de sacrificii. Și Polonia este astăzi unde este. La noi nu cred că au zis cineva de sindicat în timpul lui Ceaușescu, o mică excepție, sigur, notabilă, eroică, a celor care s-au împotrivit la luptei la un moment dat în Valea Jiului, alți oameni, bineînțeles, decât cei din anii 90 care veneau să devasteze București, dar în rest n-au făcut nimic, după care au devenit extrem de importante în societatea românească. Au devenit o forță, lideri sindicali s-au propulsat în viața politică. Bun, am ajuns și pe la pușcărie, dar alții rămân în continuare activi și trag de leviere în sistemul nostru, în mașinăria noastră politică. Era în drum, ce să facă și grevele astea sunt de fapt de cea multă ori mijloc de a șantaja societatea. Doamna o spunea mai înainte, nu te trezești blocat, blochezi o țară întreagă cu mijloacele să-i transport în comun, cu avioane, trenuri, nu? Și societățile de căi ferate sunt blocate de grevă și, repet, societăți întregi sunt blocate. Este vorba de interesele de părți care prevalează asupra interesului general. Și cu asta închei, ne gândim tot timpul la o grevă împotriva patronilor, împotriva unor angajatori, așa, care și-au interesele lor particulare, dar de cele multe ori grevele sunt ale unor angajați din instituții publice. Am văzut în țara asta greve și demonstrațiile poliției, ale justiției, ale, nu știu, spuneți dumneavoastră, Și iată, nu termin de tot, vă mai fac atenția spre un detaliu. Una este dreptul la grevă și alta e dreptul la protest. Cetățenii pe care am văzut pe ecran protestau. Ok, foarte bine, protestezi, să vii cu vuvuzele, să protestezi în continuare, cât mai vocal, cât mai creativ, deși de dorit ar fi un articulat, chiar propunând soluții constructive, dar fără ca asta să însemne încetarea lucrului, mai mult sau mai puțin avocată și blocarea, deci șantajarea societății în asamblee. De ce sunt fascinați băieți? Pentru că în fiecare dintre noi există probabil tot felul de aspirații, de refulări, nu probabil toți visăm să facem tot felul de năzdrăvănii și măcar ne eliberăm așa la modul fantasmatic. Cât e fantasmatic, e în ordine. Mulțumim foarte mult, domnule. Nu, nu.